Președintele Klaus Iohannis a strâns gunoaie în pădurea Cernica de lângă București alături de mai mulți voluntari. Șeful statului s-a alăturat astfel celei mai mari acțiuni de colectare de deșeuri numită Let's Do It Romania. Îmbrăcat sport, președintele a mers în pădurea Cernica cu bicicleta. La final, el i-a îndemnat pe români să aibă grijă de mediul înconjurător și să participe la acțiuni de voluntariat. Am strâns doi saci. Am găsit în foarte puțin timp suficiente gunoaie de strâns. De ce facem aceste lucruri? Avem o țară extraordinar de frumoasă. Din păcate, mulți consideră că natura este un fel de groapă de gunoi.